Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit! În al preasfinței Părinte, ne bucurăm că sunteți alături de noi în seara aceasta. Sunt Rareș Buta și alături de Maria Sfânt Petrean. Vă mulțumim că ați ales, a vă rupe două ore din programul noastră, să fiți alături de noi. Înainte de a începe, să vă spunem două cuvinte despre noi. Noi suntem Liga Studenților din Cluj, o organizație de studenți și absolvenți din mediul universitar clujean. Vrem să împărtășim tinerilor valorile culturale și spirituale românești, dragostea pentru tradițiile și obiceiurile autentice ale țăranului român. O facem cu entuziasm și cu bucurie. Organizăm tabere naționale și internaționale studențești, conferințe, prelegeri, dialoguri și întâlniri cu oameni care ne pot fi modele, pe teme care ne interesează pe noi tinerii, workshop-uri de fotografie și de pictură, acte artistice, reproduceri ale unor obiceiuri, tradiții autentice românești, training-uri și ateliere, schimburi de experiență cu alte organizații studențești din țară, drumeții, excursii, întâlniri săptămânale și activități sportive. Acestea, pe lângă alte detalii și datele noastre de contact, le găsiți scrise pe pliantele pe care colegii noștri, îmbrăcați în straie românești, vi le-au dat la intrare. Vă invităm să ne cercetați, atât aici, în această seară, cât de obicei stăm pe Facebook. Vă așteptăm acolo să ne împrietenim și să ne urmăriți activitățile. Conferința din această seară se înscrie în cel mai amplu proiect al organizației noastre și anume un ciclu de conferințe, mature prin teme, tinerești prin spirit, ale unor oameni capabili să vorbească despre criza lumii de astăzi și să ofere posibile soluțiile acestea. În această seară suntem bucuroși să avem alături de noi pe domnii Teodor Baconski și Radu Predan, pe care îi salutăm respectuos. Domnule Baconski și domnule Preda, bine ați venit, ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Permiteți-ne să spunem două, trei fraze despre domnirea voastră înainte de a vă ceda microfonul. Două, trei. Domnul Teodor Baconski s-a născut în anul 1963 la București, după un doctorat în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor la Universitatea Paris-Sorbonne, a urmat studii postdoctorale la New Europe College, a fost director al editurii Anastasia, apoi redactor în TVR, a intrat în diplomație în anul 1997, fiind pe rând ambasador al României la Sfântul Scaun, director general Ministerul Afacerilor Externe, ambasador al României în Republica Portugheză, secretar de stat, ambasador al secretar de stat pentru afaceri globale, consilier prezidențial, ambasador al României în Republica Franceză și Principatul de Monaco, ministru al afacerilor externe 2009-2012. Publicații sub semnătura domnului Teodor Baconski ca și autor, printre acestea amintim Râsul Patriarhilor, Iacob și Îngerul, Despre Necunoscut, Creștinism și Democrație, Legătura de Chei, Mărturii Diplomatice, Facebook, Fabrica de Narcisism, Anatomia Ratării. Radu Preda s-a născut în 1972 la Galați, a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, urmând apoi studii doctorale la Heidelberg, Cluj-Napoca și Salonic. În prezent este conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A fost director fondator al Institutului Român de Studii Interortodoxe, Interconfesionale și Interreligioase, director de programe în cadrul Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioase al Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Director al Radio Renașterea și membru fondator al Fundației Creștini Democrate. Din publicațiile dânsului amintim Jurnalul cu Petre Țuzia, Biserica în stat, o invitație la dezbatere, Semnele Vremii, Lecturi social-teologice, Comunismul, o modernitate eșuată, Cultura dialogului, pledoarii și exerciții, Ortodoxia și ortodoxii de studii social-teologice, revenirea lui Dumnezeu.
Înainte de a începe, să vă spunem puțin despre structura conferinței noastre. Ei bine, am început cu un scurt cuvânt de prezentare, apoi va urma partea de expunere și dialog al invitaților noștri, după care vă invităm să le adresați întrebări. Colegii noștri vă vor da câte un pix și o foaie, vă rugăm să le împăturiți și să le trimiteți în față. La sfârșitul evenimentului, domnul Teodor Baconschi va da autografe aici sus pe scenă. Pentru cei care încă nu aveți încă o carte a domniei sale, puteți încă să o achiziționați de la standul editurii de la intrare în sală. Și pentru că a fi recunoscător înseamnă și a fi fericit, ne considerăm fericiți că am întâlnit oamenii care cred în visele noastre și investesc în realizarea acestora. Suntem fericiți că ne susțin și ne ajută să ne manifestăm tinerețea și entuziasmul. Pentru aceasta aducem mulțumiri domnului director al Casei de Cultură a Studenților, Flavius Mileșan. Prietenilor noștri dragi de la compania de instalații Carpat Install, în special domnului director Claudiu Ciceucu. Domnului Eusebiu Burca și fondatorul grupului Claro de leadership și antreprenoriat al românilor ortodoxi, fără sprijinul căruia acest eveniment nu ar fi avut loc. De asemenea, mulțumim partenerilor media, Radio Transilvania, Radio Renașterea, New Idea, Universitatea Babeș-Bolyai, care ne-au ajutat la promovarea evenimentului nostru. Vă mulțumim și vă apreciem pentru intensa implicare în activitățile cu și pentru tineri. Noi, ca și tineri, țintim sus și ne dorim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. De aceea vă mulțumim pentru orice sprijin pe care ne-l acordați și cu siguranță nu veți ocoli cutiile de donații de la ieșit din sală. Înainte de a da cuvântul invitaților noștri, îl invităm pe înalt preasfințitul Andrei să binecuvânteze întâlnirea din această seară. Vistier al bunătăților și de tot de viață, vino și te slăjduiește într-o noi și ne plăcește pe noi toată cuneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește, n-ar putea să ține Părinte, binecuvântați. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați venit. Mare, suntem și binecuvântați. Îi mulțumim mult înalt preasfințitului Andrei pentru osteneala de a participa la această dezbatere publică și țin să vă mulțumesc cu o inimă deja încălzită tuturor celor de față, pentru că în ziua de azi, cum spuneau și tinerii noștri prezentatori, lumea stă pe Facebook, iese mai greu din casă, prin urmare, cu atât mai prețioasă orice întâlnire față în față. Sigur că putem vorbi mult și bine, sau scurt și bine, despre taina libertății, despre raportul fiecăruia dintre noi cu acest orizont al libertății, pentru că metafora nu e gratuită, e un orizont. Cu cât te adâncești în libertate, cu atât constați că ea e mai îndepărtată de tine. Cert este că, potrivit multor filozofii și învățătorii creștine totodată, suntem echipați cu acest atribut al libertății din naștere. Nu e altceva decât un dar și o dimensiune prin care ne putem umaniza. În absența libertății, nu ne mai putem distinge de regnul animal. În absolutizarea libertății riscăm să ne substituim lui Dumnezeu, care este atot liber, spre deosebire de noi trăitori într-o libertate mereu moderată de circumstanțe, de presiunea istoriei, de limitele noastre fizice sau intelectuale. Oricum ar fi, a
aceasta este valoarea capitală a tuturor viziunilor despre lume mai conservatoare, care susțin că libertatea este supremul atribut al omului, idealul spre care trebuie să tindă, valoarea pe care trebuie să o apere, și că un om care își pierde libertatea, își pierde și definiția de sine, până la urmă, conturul, identitatea profundă și cea, să zicem așa, socială. Noi doi aici de față am apucat ca și părinții de față, spre deosebire de foarte tinerii prezenți în această sală, să trăim și într-o dictatură. Și dictatura aceea ne-a permis, în primul rând, să facem experiența libertății interioare, adică să facem, de fapt, distinția dintre libertatea exterioară și cea interioară. O lege paradoxală pare să susțină că cu cât ești mai liber în afară, ești mai puțin liber înăuntru și invers. Cu cât ești mai constrâns de anumite împrejurări istorice, limitat în mișcările tale la vedere, cu atât mai mult se degajă și se deschid căile libertății lăuntrice. Am putea spune, luând în calcul pilda celor care au trecut prin pușcările comuniste, ca deținuți politici, că acesta e un adevăr. Și anume, jurnalul Fericirii al lui Nicolae Starhan n-ar fi putut fi scris neapărat în libertate. Această observație nu o să ne împingă la concluzia aberantă că e mai bine să nu ai libertate exterioară. Dar e cert că omul, odată constrâns din afară, de o ideologie dictatorială sau de un război sau orice altă experiență limită, își găsește în el însuși, în intimitatea lui sufletească și în viața lui intelectuală, capacitatea de a rămâne o ființă liberă și chiar de a-și afirma libertatea într-un mod mai spornic, câteodată mai creator, în orice caz, de a găsi astfel sursele unei libertăți, aș spune, de mai bună calitate. Pentru că, în esență, Radu Preda, limba e martorul care ne ajută să înțelegem și acest concept. Și limba este, evident, marcată de ambiguități. De pildă, dacă șeful tău îți spune, ești liber, nu e de bine. Se presupune că ai făcut ceva mai degrabă rău și că ai sfeclit-o cumva. Deci, libertatea pe care ți-o dă în acel moment un superior ierarhic e mai degrabă stresantă. Dar dacă schimbăm intonația sau punctuația, nu știu, ești liber astă seară să bem o bere sau să comentăm un pasaj din Platon, dintr-o dată, iată că libertatea se încarcă cu altă semnificație, cu un soi de... În primul rând se asociază cu plăcerea, se asociază cu deliciul comuniunii prietenești, cu capacitatea de a împărtăși celuilalt un gând, de ce nu mai înalt decât cel obișnuite. La fel, avem în ordinea libertății exterioare niște limite pe care ne facem că nu le vedem, dar sunt inevitabile, nu? În fond, nu suntem nici omniprezenți ca Dumnezeu, suntem într-un singur moment și într-un singur loc, chiar dacă mintea ne poate duce în alte spații și durate. În același timp, carcasa aceasta biologică, care e suportul vieții noastre intelectuale, psihologice, e și ea fragilă, nu putem să alergăm cu mai mult de X kilometri pe oră, nu putem să mergem mai repede decât cu un avion, eventual supersonic, dacă facem parte din forțele armate, dar totul e limitat. Până unde, de unde începe și unde se sfârșește libertatea omului. Cred că aceasta ar putea fi o introducere, dragă Radu Preda și iubiți clujeni, în miezul acestei discuții despre
libertatea umană, ne putem deci lega de cele câteva subiecte pe care le-am punctat ca să dezvoltăm acest dialog și te invit să o faci chiar acum. Așa este, la Marsic, să știți că nu ne-am repetat pe drum scenariu, adică am zis că ne lăsăm purtați de duh. Ne-am luat libertatea, ne-am luat libertatea de, exact, că nu premedita, așa încât dacă spunem lucruri profunde, nu e meritul nostru, iar dacă spunem lucruri banale, nu e vina noastră. Așa încât vă rog să nu ne percepeți ca fiind mai bun sau mai răi decât dumneavoastră înși vă. Pe de altă parte, însă e adevărat că atunci când te expui în fața unui public, îți propui cu modestia și smerenia de rigoare să aduci o plus valoare în sensul de a limpezi, de a clarifica, de a adânci acolo unde alții nu văd nivele mai adânci, mai profunde. Iar din punctul de vedere, plecarea de la propria noastră experiență, sigur, noi suntem două generații, ne despart aproape 10 ani, dar asta... De favoarea mea. Cred că era inutil să precizez acest lucru. În sensul bun, în favoarea lui, pentru că 10 ani în plus înseamnă 10 ani de lecturi în plus, de experiențe, de confirmări ale unor adevăruri pe care eu doar le bănuiesc și doar le expun strict fonetic. Așadar, libertatea, într-adevăr, dacă e să o descriem în termeni plastici, este o întâlnire. Este un interval, dar este o întâlnire. Majoritatea dintre noi facem această experiență a libertății fie de manieră rebelă, adolescentină. Constantin, peste câțiva ani, nu mulți, va face această experiență. Ceau cuiu. Da? Care va considera că tot ce spune tati și mami nu sunt reale, nu sunt adevărate, că trebuie să verifice valoarea de adevăr a afirmațiilor. Așa cum sunt și alții care ajung la vârste destul de înaintate și în continuare n-au avut întâlnirea cu libertatea. De-al minter, eu consider că o mare problemă a societății noastre de astăzi este că sunt foarte, foarte mulți oameni, înspăimântători de mulți, care nu au aflat că sunt liberi. Dacă aș avea bani, aș face o gazetă în care să scriu zilnic, măi, sunteți liberi! Vă spun o veste nouă. E ce spune Evanghelia de-al mii, deci ce spune Biserica în fiecare duminică, dar iarăși, nici acolo nu se duc toți ca să asculte. Mulți vor doar să se afle în treabă sau să se vadă confirmați în micile lor ritualuri cu Dumnezeu și cu un prieten imaginar. Ori, din punctul de vedere, pe lângă un interval, libertatea cred că este într-adevăr o întâlnire. Eu personal pot să vă spun că această întâlnire am avut-o de o manieră adolescentină, matură, să-i spun totuși, că o să vedeți de ce, care s-a consumat pe băncile liceului, la Galați, eram în clasa 11, înainte de căderea comunismului politic în decembrie 89, care aveam o dirigintă, dacă trăiește, îi doresc sănătate, dacă nu, Dumnezeu să o ierte, care era o comunistă înfocată, mi-a și explicat doar într-o pauză, a avut un moment confesiv de ce a intrat în partid, pentru a avea un apartament în centrul orașului. Pentru mine chestia asta mi s-a părut, adevăr, un schimb bun. Adică, dai conștiința pentru un apartament în centrul orașului, chiar că nu e rău. Dar mi s-a părut totuși cam puțin. E bun deal-ul, dar cam prea scump. Adică ce plătim noi la bănci, libertatea noastră, psihologică, mai cu seamă, când ne dăm seama că nu reușim lună de lună să plătim ratele, și acolo, apropo, unde se joacă libertatea? Mai cu seamă unde ai ceva de dat înapoi. Atenție mare, când faceți un contact cu o bancă, vă delegați libertatea. Emoțională, materială, important, e un exercițiu esențial. Să de-aia e foarte important să ai educație materială, pentru că fără asta, ceea ce este sufletești, poate să se distrugă rapid, pentru că nu ai bază. Așadar, libertatea mea am întâlnit-o atunci când această tovarășă, doamnă, față de care, repet, n-am niciun fel de resentiment, Doamne ferește, ne-a forțat pe mai mulți din clasă, nota bene, eram într-o situație privilegiată, eram la un liceu pedagogic, unde eram doi băieți, într-o clasă de 30 de fete. Deci,
Deci, imaginați-vă imaginea educațională a haremului laic. Deci eram acolo doi băieți, unul mai căpos decât altul, cu 30 de fete. De toate felurile, sigur. Unele drăguțe, altele super drăguțe, altele puteau fi drăguțe, tocilare, unele inventive, altele de-a dreptul putori. Era tot spectrul. Și această doamnă, această tovarășă, care peste peisajul nostru sufletesc și caracterial, venea cu rigiditatea unui ordin nemțesc. Trebuie să faceți toți abonament la scânteia tineretului. Parcă văd, și acum, indispoziția nu quasi generală, ceea ce m-a speriat, eram totuși într-o minoritate, nota bene, libertatea totuși, e o chestie de minoritate, nu vă bazați niciodată pe faptul că toți cei din jurul vostru au înțeles ce aia, vă rog, nu vă faceți iluzii, nu toți, cum am spus, știu că sunt liberi, deci toate virtuțile sunt calități de minoritate. Și asta nu o spun eu, ci o probează întreaga literatură patristică, Scriptura însăși. Deci atenție mare, dorința asta e să facem cunoscute aceste lucruri la cât mai mulți. Dar nu toți, nici măcar noi înșine, nu suntem consecvenți. Nu suntem tot timpul la aceeași temperatură, înălțime, densitate. Avem scăpări, avem variațiuni care ne rușinează dacă avem conștiință de sine și, pe de altă parte, ne feresc, dacă le conștientizăm, de așteptări false. Așadar, lumea era împărțită în clasă. Bun, eu am pretextat că n-am bani, ceea ce chiar și în socialism se punea, nu? E orfan de tată, cu mama de... Da. Bun, dar în două săptămâni, la o treia ședință de așa sau. Între timp, libertatea mea asta a însemnat, mă duceam la chioșcul de ziare și urmăream scânteia tineretului. Și vânam ca nebunul creștinile de limbă. Pentru că profa era de română. Și am adunat eu vreo 20 pe prima pagină. Cacofonii, virgule puse anapoda, tot felul de chestii, simple. E ceea ce astăzi nimeni nu face acest efort de a le colecta, pentru că sunt așa la îndemână încât ai putea să faci ciulama de ciuperci în fiecare zi din greșelile limbii române. Că să le puși la congelator pentru la iarnă, pentru că sunt așa de multe, cresc fără ploaie, pur și simplu din saliva vorbitorilor. Nu. Ori adunând aceste 20-30 care erau atunci greșeli, un timp relativ scurt, o săptămână, două, la următoarea întâlnire cu imperatorul ideologic, am spus, tovarășa profesoră, sunt dispus, m-am dat și bani. Dar, mi se pare corect, profesor de limbă română fiind, să mă abonez la o revistă care va jocurește această limbă? Ia uitați, în data de articolul desemnat de ce spune. Și așa mai departe. E, în clipa în care i-am văzut uimirea, i-am văzut grimasa, am văzut uimirea și bucuria școlărească autentică a colegilor mei, în clipa aceea m-am simțit liber. A fost prima mea experiență, prima mea întâlnire cu libertatea. Și anume, libertatea ca forța argumentului. Când ești liber? Când ai argumente. Libertatea nu este o stare de spirit de la sine înțeleasă. De aceea, dictatura ce înseamnă? Înseamnă, practic, o încapsulare într-un criteriu rigid de care te eliberezi, recuperând ceea ce acel criteriu excludea de planul. Și anume, faptul că eu pot să aleg, că pot să am argumente pentru o alegere sau pentru alta. De aceea, noi doi, fără să forțăm lucrurile, ca și alții, poate, de vârsta noastră similară din această sală, suntem niște copii în mod real, autentic, biologic ai libertății. Noi am fost pus în situația de a trece realmente de la un regim care nu ne permitea să avem opțiuni libere la unul care ne oferă, iată, atât de multe opțiuni încât suspendă libertatea însăși. Pentru că dușmanul libertății nu este robia, dușmanul absolut, ci sunt libertățile, sunt pulverizările libertății. Ca și dușmanul credinței. Dușmanul credinței nu este ateismul. Sunt credințele în pietre, în becuri, în cozi de mătură, în tot ce vreți dumneavoastră. Alea sunt adevărate dușmane credinței. Pulverizarea credinței este dușmanul credinței. Nu e absența ei. Nu ateul este dușmanul, să zicem așa, între ghilimele, al credinciosului. Ci ăla care crede în tot felul de nătării, în tot felul de nebunii.
Bun, și cu aia trebuie să ai de vorbă, să îi explici că există în reîncarnări, așa limitate, că nu te poți reîncarna din prefect în ministru, din ministru, președinte de stat și așa mai departe, comisar european și așa, nu știu eu ce, pe un cursus honorum. Deci asta nu mai e credință, deja carieră. Deci revenind, pe lângă faptul că este într-adevăr o durată, că este o experiență care niciodată nu se epuizează. Eu nu cred că cineva, asemenea exprimării lui Andrei Scrima, nimeni n-a epuizat ortodoxia. Eu cred că putem folosi această formulă și să putem spune că nimeni n-a putut spune vreodată cu dovezi că a epuizat libertatea. Pe de altă parte, însă, ca să începe această aventură, trebuie să ai o întâlnire. Întâlnirea trebuie să determine drumul tău din clipa aceea. De aceea cred eu că tema libertății, chiar dacă poate e surprinzător, dar o să vedeți că nu-i deloc, și aici continuăm dialogul nostru, tema libertății este legată intrinsec de raportul discipul-ucenic. Cineva trebuie să te înveți. Libertatea nu e aer, nu e mâncare. E una dintre acele valori inefabile pentru care trebuie să te exersezi. Și dacă n-ai dascăl, o poți folosi prost. Nu? Libertatea de a nu alege. E și asta, e fugă perversă, dar și asta e libertate. Nu mă duc la vot. Câtă vreme legiuitorul român nu ne obligă să mergem la vot, sau nu ne obligă să dăm o explicație la notar de ce nu am mers la vot, că am fost bolnav, bătuți în cap, bătuți de nevastă, etc. Nu contează. Important să vii fost să predicați de o chestie reală și consecventă. Atunci, a nu merge la vot este o non-libertate. Dar e libertate pe care mulți o găsim ca tare. Dom'le, libertatea mea să nu merg la vot, să-i înjur pe toți. Așa cum sunt unii care au libertate de a pune în mașina lor muzică la maximă. La maximă pentru că ei sunt în mașina lor. Nu contează că sunt geamurile care dau spre aerul nostru. El e mașina lui, dar cu geamurile deschise interferează cu aerul meu. Deci manele lui îmi țiu în urechi, practic, și îmi distruge intimitatea acustică a trăirii împreună cu acest neghiop. Nu? Deci, din plus de vedere, libertatea are nevoie de maestri. Nu cred că există, pe lângă multe alte calități sapiențiale pe care le avem în și doar patristică și geam, chiar precreștină, cred că esența este cine te învață să fii liber. Dacă am ține această dezbatere în fața unor oameni politici, cred că am putea să retraducem acest lucru spunându-le, oameni buni, nu vă uitați că lumea vă critică, că toți n-au încredere în voi, că furați, că sunteți pe care să furați, că veți fi furat deja. Nu, problema voastră a tuturor, de la stânga la dreapta, este că n-ați înțeles să fiți dascăla libertății. O clipă nu va trecut prin minte că puteți fi dascăla libertății. Să convingeți cu argumente, după de fapt, eventual, nu? Să călăuziți. Că asta e un lider. Așa cum un preot călăuzește cu Evanghelia în mână și cu Sfânta Taină în cealaltă, drumul până la sfârșitul vremurilor pe care Dumnezeu îl știe, un om politic trebuie să te educe pas cu pas cum e să fii liber. Liber astfel încât să-l alegi cunoștință de cauză pe el sau pe altul, să schimbi opinia în funcție de efectele pe care le are politica lui în viața ta. Deci nouă ne lipsește, în mod acut, de 20 și ceva de ani, ne lipsesc dascăle libertății. Recunosc, e greu să fie așa ceva, dar cred că nu e imposibil. Ca unul care a fost în politică, cum ai vedea, adică, dincolo de partea politică, ca paradigmă, nu se poate să vezi chestia asta, pentru că este un atribut al nostru, suntem născuți să fim liberi, dar trebuie să fim educați să fim liberi, ca și cateheza. Prin botez primim deja pregustarea împlinirii de creștin. Dar avem nevoie de cateheză, avem nevoie de predica bisericii, avem nevoie de frecventarea ei la nivel sacramental. Ei, o libertate a păstrând proporțiile, ca dar divin, nota bene, nu ca atribut laic al unei societăți oarecare, ca atribut divin, trebuie și învățată. Și scuze, o paranteză, mi-aduc aminte ce dialog simplu și esențial îmi relata cardinalul de Viena, Schönbrunn, că m-am zis că la un moment dat, când am fost profesor la Viena câțiva ani, și la o cină foarte informală, cum știu ei, foarte discretă, fără multă pompă, așa, povestea despre o vizită pe care o pusese de curând în Turcia.
Și cineva l-a întrebat, eminența, sau cum mi-ai spus, care e diferența între islam și creștinism? Cardinal, om serios, cu putere într-o țară totuși, precum Turcia, cum să răspuns la asta? La care cardinalul s-a gândit cum să zice, doi, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar creștinismul este acea religie a libertății care face pe om autonom. Sigur, explicând după aceea că ai tot respectul față de islam, dar din perspectivă creștină, asta definește creștinismul. Este acea religie a libertății care face pe om să fie autonom. Adică, spună da sau nu, Dumnezeu însuși. E mare curaj al lui Dumnezeu însuși că a permis ca creatura lui să aibă această trăsătură. Dar asta face diferența. Între o religie care spune ce să faci de dimineață până seara și unde teologia se transformă în jurisprudență cotidiană, nu? Cum, de care duha jurisprudenței și catolicismul, din păcate s-a mulipsit. Cred că asta este influența islamică în catolicism. Am putea forța puțin interpretarea. Deci, în orice caz, faptul că libertatea trebuie învățată, pentru că ea este dată, e ca și mersul, ca și vorbitul, ca și cântatul la copil. Toate sunt daruri înnăscute. Dar pentru asta trebuie mici școli. Care durează mai lung sau mai scurt. Așadar, hai să ne gândim cum putem să ne transformăm atât cât putem, cu modestia și cu experiențele noastre, în dascăli într-o ale libertății pentru ceilalți. Da, te-aș contrazice un pic, îmi iau și din nou această libertate, în sensul că văd o civilizație a libertății, dar nu văd o școală unde să învață libertatea. Nu văd un curs scurt de libertate, câteva lecții online sau nu. Mai degrabă să ne concentrăm pe situația noastră, pe comunitatea românească. Și să plecăm de la observația prietenului lui Montaigne, care a scris un tratat despre servitutea voluntară. Să observăm că libertatea e un dat născut. Dumnezeu s-ar fi plictisit dacă avea un interlocutor neliber. Dar, în același timp, foarte puțină lume își asumă povara libertății. Pentru că e o povară. E conectată cu responsabilitatea care se naște din faptul că ești liber. Și, pe de altă parte, te obligă mereu să fii în tensiune. Dacă vine altcineva și îți rânduiește viața, nu mă refer la decalog, că acela cineva e altcinevaul absolut. Mă refer la orice formă de, leviatanică sau nu, de instanță profană care pretinde că are dreptul să-ți rânduiască fiecare clipă din viață. Nu, statul providență modern, statele totalitare moderne, asta au făcut. De ce au avut atâta succes, ne putem întreba? Pentru că succesul lor s-a bazat pe complicitatea unei majorități. Nimeni nu putea impune o dictatură fără acest suport al unei majorități. Și asta se vede și din ușurința cu care se prăbușesc dictaturile. Când toată lumea are brusc revelația că ele aveau picioare de lut. Acest lucru e posibil în istorie pentru că foarte puțină lume își dorește cu adevărat să fie liberă. Cei mai mulți dintre noi vor să fie dresați social, protejați de o instanță de tip stat sau altceva și se mulțumesc sau chiar caută confortul, conformismului social. Știm că toată lumea merge într-o direcție, merg și eu cu majoritatea respectivă, indiferent unde mă duce acea direcție. În momentul ăla ți-ai suspendat libertatea critică, libertatea propriei judecăți, care te-ar putea alerta, s-ar putea ridica semne de întrebare, te-ar putea pune în situația de a refuza drumul pe care merge turma, majoritatea tăcută și conformistă. Societățile umane sunt, în general, dominate de oameni care preferă servitutea voluntară, cei care o cultivă, cei care spun la adăpostul
pământului cu dumiar, așa am apucat. Sau ce era să facem? Era ordine de la partid? Sau cum ne mai puteam opune dacă, știu eu, poliția politică te putea aresta în plină noapte și așa mai departe. Vedeți, derogările astea de la taina propriei libertăți, însumate la o masă conformistă de oameni care nu vor să fie liberi. Și am impresia că e o fatalitate. Niciodată nu vom avea o societate de oameni predominant liberi. Majoritatea vor gândi cu capul altora, vor prelua ideile și formulările altora, vor fi mimetici, vor fi conformiști, se vor da cu orice formă de putere deja instalată acolo. Cum era o bătrână de la țară în 97, care întrebată de o televiziune franceză, mă rog, făcea un reportaj prin România electorală, cu cine veți vota? Cu domnul Iliescu, zice. Bine, dar candidează și domnul Constantinescu, îi spune reporterul prin traducător. Păi zice, când o fi domnul Constantinescu președinte, votez cu dânsul. Nicio problemă. Deci, practic, iată tipul de atitudine care, pe undeva, te poate ajuta să supraviețuiești. E mai simplu să supraviețuiești ca ființă neliberă. Pentru că libertatea nu e doar povară, responsabilitate, tensiunea unei judecăți critice, stresul pe care ți-l dă ieșirea din turmă, individualizarea ta. Astea sunt niște fapte care devin aproape eroice, pentru că noi suntem și biologic echipați pentru acest conformism de supraviețuire. În turmă, între ghilimele, suntem protejați de ceilalți. Vedeți, dacă vreți, și comportamentul, nu știu, pâlgurilor de antilope în savana sau al pinguinilor. Există un colectivism de supraviețuire. Și de asta nu doar libertarienii ca adepții ai acestei doctrine politice, dar oamenii liberi ca atare sunt întotdeauna minoritari. Pe de altă parte, și le spun asta studenților, în primul rând, dacă nu ieși din servitutea voluntară spre libertatea voluntară responsabilă, care înseamnă și libertatea de a vedea că nu ești în absolut liber și că trebuie să ponderezi totul, să-ți dai seama ce te interesează în primul rând pentru a te exprima. Dacă ieșiți din servitutea voluntară, intrați în zona creației, a celor care lasă în urma lor ceva semnificativ, a celor care modifică cât de puțin drumul umanității către un posibil mai bine. Nu poți să fii creator dacă nu ai libertate. Nu există. Sunt consubstanțiale aceste două valori. Omul care nici nu își pune problema libertății, în sens filozofic și spiritual, nu va ajunge să fie un creator. Va fi un imitator, va fi un reproducător, va fi cineva care perpetuează ceea ce s-a creat deja, ceea ce e deja consumat, exprimat, experimentat în societatea lui. Și aici, bineînțeles că fiecare e odată în plus liber. Vrea să facă parte din minoritatea mereu tulburată, agitată, apăsată a celor care își asumă libertatea de a ieși din mulțime cu argumentele necesare, căutând aceste argumente, perfecționându-se pe ei înșiși pentru a putea, într-adevăr, să reprezinte un model pentru ceilalți sau o viață de conformism cenușiu, iau de bun tot ce am găsit la venirea mea în lume și am de gând să las totul cam tot în aceeași termen, pentru că nu e chemarea mea să întorc lumea pe dos sau să o fac mai bună sau să o înțeleg în ultimele ei resorturi. Până la urmă e o taină asta. Nu trebuie să vedem ce vă spun acum ca la un tribunal în care cineva, majoritatea conformistă, este fără valoare sau condamnată la anonimat și minoritatea celor care înțeleg taina libertății și o asumă ar sta cumva deasupra.
În planul valorilor, da, există o ierarhizare. Dacă ești pasiv și nu străiești libertatea, nu ți-o asumi, nu o cauți, nu o aperi, nu înțelegi, atunci sigur că vei fi trecut prin lume într-un mod mai lipsit de relief, de adâncime, fără să lași adevărat urme, ca și cum ai călca apa. Dar treaba asta ține de decizia fiecăruia. Să nu credeți că există vreun spirit conformist, cenușiu și care nu va fi schimbat nimic în lumea prin care a trecut, din motive de carență nativă. Nu i-a dat creatorul suficient talanți. Nu. Parabola talanților, dacă tot vorbim de ea, este o bună ilustrare a libertății active pe care ne-o cere Dumnezeu. Deci, chestia cu Dumnezeu populară, Dumnezeu spune, îți dă, dar nu spune în traistă, are și ea un ecou, să zicem, proverbial al acestei parabole a talanților, care reprezintă o perfectă metaforă a libertății care se angajează în propria ei depășire, în propria ei sporire. Într-adevăr, primim mai multe sau mai puține daruri de la naștere, dar depinde numai de noi dacă le îngropăm sau le mulțim. Și aici, fiecare individ, fiecare persoană, are de dat un răspuns. Ei, totuși, conformistul e cel care și-a îngropat talentul. Aș spune eu, introducând o mică nuanță de severitate etică în treaba asta. Pentru că toți suntem conștienți că avem un talent, un talent, alților doi, alții cinci, nu? Ca în pildă, dar chestiunea este că nu cantitatea contează, ci atitudinea. În ce măsură răspund darului divin înmulțindu-l. Nu-l poți înmulți în condiții de sclavie. Nu-l poți înmulți în condiții de conformism lipsit de orice discernământ. E, poate că în această sferă mă gândesc că dialogul cu cineva care ar putea fi, să zicem, un profesor de libertate, are sens, capătă sens, că e duhovnic, că e un profesor în spatele unei catedre, că e un prieten mai, sau o rudă, mai matur, care poți să-ți împărtășească ceva din această experiență. Dar cert este că pentru a reveni la România și comunitatea noastră națională, avem o experiență recentă și insuficientă a libertății. Asta e limpede. Pe de-o parte, o clasă țărănească demografic majoritară, care până la sfârșitul primului război mondial, când încep să apară emancipările civice, sufragiu universal, niște împroprietăriri, nu e participantă la propria istorie. Pe de altă parte, iată, la aproape un secol de la providențiala noastră Mare Unire, constatăm că dintr-un veac de suveranitate și aproape apogeu al teritorial, să zicem așa, că mai existat mutilări după al doilea război mondial, am trăit mai mult în dictatură decât în libertate. Poți să dai vina pe istorie, pe contextul regional, pe nazism, pe comunism, dar cert este că la marile provocări nu am trecut examenul libertății, decât tot așa cu aceste minorități luptătoare. Uitați-vă, Radu Preda conduce un institut care are vocația de a reconstitui memoria rezistenței anticomuniste în societatea românească și vă va spune, fiind mai bine documentat decât mine în această materie, că rezistenții de la cei din munți până la cei din orice mediu social au fost foarte minoritari, dacă se poate spune așa. Pentru că nu aveam în noi înșine suficiente generații care să fi trăit în libertate, libertate politică, civică, intelectuală,
asociată cu simțul critic și care să fie apărat libertatea într-un mod mai eficient. E un fapt. Nu e vesel, dar ar trebui să ne facă pe toți să ne asumăm libertatea pe care o trăim astăzi într-un mod mult mai puțin inerțial, mai puțin comod. Să nu mai aruncăm pe ceva sub înțeles, să înțelegem că e fragilă, că nu este irreversibilă și că nu este fructificată la adevăratul ei potențial. Dacă românii și-ar asuma în ansamblul lor și cu fiecare parte, într-un mod mai lucid taina propriei libertăți, noi am putea evolua ca națiune mai rapid. Și am putea să creăm mai mult și am putea să fim o națiune mai matură psihologic, mai puțin expusă la derapaje de tip totalitar. Am putea să protejăm toate valorile corelative cu libertatea într-un mod mai solidar și mai eficient. Pentru că a înțelege libertatea doar la modul vulgar, ce e pentru foarte mulți, dacă facem mâine o anchetă pe un trotuar așa, chiar în cartierul universitar, și întrebăm, nu știu, poate niște viitori studenți, ce e libertatea pentru tine? Majoritatea o să dea răspunsul clasic incorrect. Păi, să fac ce vreau. Nu? Nu vor merge mai departe de asta. Nu vor spune să dau tot ce am mai bun în mine, nu vor spune să mă cunosc cât mai profund, nu vor spune să las ceva în urma mea, nu vor spune nimic din... Adică, cu alte cuvinte, definesc realitatea în mod, libertatea în mod steril. Dacă spui libertatea e doar să fac ce vreau, posibilitatea de a face ce vrei, în primul rând că e o iluzie și în al doilea rând nu vei culege niciodată roadele libertății în condițiile în care faci din ea doar o rezervor de capricii personale. A face ce vreau înseamnă mai degrabă a transgresa orice normă, dacă nu sunt surprins, sfida drepturile ale altora sau sensibilitatea altora și așa mai departe. Ori, de ce spun că e o iluzie cel care trăiește libertatea ca pretenție de a face ce vrea? Pentru că, pur și simplu, legile, personalitatea semenilor noștri, interacțiunile sociale care sunt codificate, nu sunt aleatorii, toate aceste lucruri ne marginez libertatea. Și atunci revenim la bătrânul Edmund, care ne sugera deja acest lucru, și anume că o libertate deplină e o libertate distrusă. Libertatea este autentică în măsura în care o trăiesc cu măsura ei proprie, în măsura în care îi pun eu însumi, în mod liber, o graniță care să-i dea preț. Nu mai are preț dacă nu are graniță. Deci, aici, într-adevăr, am trecut, Radu Preda, noi, ca generație, cu un picior în comunism și cu celălalt în democrație de tip, să spunem, liberal. Am trecut prin ambele sisteme politice și, cum zicea Havel, am făcut cu această ocazie și excursia de la grădina zoologică la junglă, pentru că am ieșit dintr-o cușcă și am căzut într-un soi de haos în care toată lumea pare să facă ce vrea, să spună ce gândește și ce vrea, fără să trăiască libertatea, cum vă spuneam, ca sursă de autocunoaștere, de creație, de responsabilitate socială față de binele comun. Iată libertatea frumoasă, libertatea care înnobilează, care îmbogățește, care definește personalitatea. Ori, ce putem ca să ne apropiem de, să zicem, ultima parte a discuției noastre, Radu Preda, să ne întrebăm, fără să condamnăm mecanic postmodernitatea sau democrația, Doamne ferește, pluralismul și tot ce a venit odată cu el, nu?
Da, să încercăm să reflectăm la această temă. Am toate libertățile, atunci mai am o libertate de bună calitate, o libertate care mă definește, sau sunt pur și simplu robul acestor libertăți? Da. Deci că mă determin să reformulez cumva întrebarea. Bun, e limpede că tască de libertate în sensul clasic nu pot exista. Cu toate că, sigur, aici putem readuce în discuție care e rostul, iată, apropo de Liga Studenților, a unei universități. Și aici putem să le cităm și răscita pe Sextil Pușcariu, care spunea foarte clar, rolul unei universități nu e de a crea oameni informați, ci oameni cu caracter. Ori caracterul se vede tocmai în ceea ce spune că faci cu libertate. Un om cu și sau de caracter este cel care își limitează libertatea într-un mod constructiv. Vă dau și un exemplu foarte paideic, didactic. Ca dască poți de multe ori răni pe cel din fața ta spunându-i, adică formulând cu voce tare o constatare antropologică măsurabilă și dovedibilă științific. Ești un idiot, nene. N-ai citit, n-ai gândit, n-ai reflectat, nu știi limba română, ești varză, n-ai priceput nimic. E, dacă îi spui cu asta, îl bagi în depresie, se duce acasă, plânge, se sinucide sau se duce la o facultate privată. Și decanul te ceartă că a mai pierdut un loc bugetat. Nu. Un om cu sau de caracter va încerca să vadă chiar și într-o roază, ceea ce nu e cazul nostru aici de față, bineînțeles, că există un potențial. Un potențial real, nu metaforic. Că oricine are nevoie, într-adevăr, poate cei ce reformulez, nu neapărat un profesor de libertate, aici îți dau dreptate de Robert Konski, cât de un capital. Dacă e să reformulez, libertatea e o floare care are nevoie de un ghiveci mare. Libertatea nu crește în jardinieră. Nu e busuioc, nu e vânțică, nu e tarhon, nu e pătrunjel, nu e mărar. Nici măcar orhidee, cumpărată la Magnolia, mulțumim pentru sponsorizare. Are nevoie de o grădină, are nevoie de un spațiu. Nu știu dacă ați văzut cum cresc căpșunile. Trebuie să metaforă botanică, mi-a și fost interzis acum 2 ani, pentru că nu aveam grădină, acum am. Și văd și eu cum cresc căpșunile. Știți cum cresc căpșunile? Își aruncă rădăcinile. Sunt expansioniste, aș putea spune că căpșunile sunt foarte americane. Sau britanice. Ele nu cresc. Sunt retractive. Sunt retractive, bine, sunt căpșuni degenerate. Adică coacăze. Și se strepezesc dinții. Deci că o căpșună autentică, fidelă propriei informații genetice, își aruncă rădăcinile. Eu un tufiș aici și vezi câteva fire în toate direcțiile în care ea sondează terenul dacă poate să-și pună un cuib. Este fascinant. De aceea se formează foarte repede câmpurile de căpșuni. Problema este că ele mor din cauza succesului. Se mulțesc așa de mult încât nu mai au aer și se omoară fructele. De aceea e foarte important să le cultivi. Așa și libertățile sau libertatea. Bun, ea întinde tot felul de tentacole, încearcă, probează. De aceea are nevoie de un grădinar și de un mediu de viață. Că aici vreau să insist. Nevoie de un mediu de viață, de o cultură a libertății. Într-adevăr, o libertate personală asumată nu poate crește în lipsa unei culturi a libertății. Și aici putem, într-adevăr, glosa, zic eu, pertinent, pe marginea acestei constatări obiective, că noi ne aflăm într-un moment al istoriei culturale și sociale și sufletește a societății românești, în care ne pregătim peste câteva luni să marcăm cei 100 de ani de unitate. Și nu obosesc, nici de data aceasta nu voi pierde ocazia, să repet ceea ce și Teodor Baconski a spus-o foarte bine, că din cei 100 de ani, peste jumătate, noi am trăit în regimuri autoritariste, dictatoriale și totalitare. Nu este un semn de întrebare ca dintr-un secol care a trebuit să fie unul al împlinirii maxime, jumătate să fie pierdut la propriu, nu figurat, în tot felul de experimente
din care libertatea a ieșit fundamental prost, cu noi și noi cu tot. De ce? Pentru că nu aveam cultura libertății. Ma, nu, putem găsi tot felul de nu de scuze, de explicații, care sunt mai mult decât o scuză, sunt o contextualizare. Noi n-am fost crescuți fundamental într-o astfel de cultură a libertății. Dar nu pentru că n-am fi știut, n-am fi putut sau n-am fi avut voie. Pur și simplu, datul nostru istoric ne-a plasat într-un context pe care e foarte important nici să-l glorificăm, nici să-l damnăm, nu? Din care floarea libertății nu a reușit să câștige acea vigoare încât să reziste la șocurile ulterioare. De aceea, poate, într-adevăr, dasele libertății, poate mai puțin, în mod direct nemijlocit, dar un mediu, o cultură a libertății, de asta chiar avem nevoie. Și asta ce înseamnă? Ca să fie om liber astăzi, știți ce trebuie? Nu doar bani, și ăștia sunt importanți. De pildă, toți avem pe hârtie libertatea de a călători. Știți că sub 20% din români merg cu avionul? Bun, nu înseamnă că dacă ar merge 40 ar fi un indicator de democratizare sau de cultura libertății, dar asta spune ceva. Câți dintre noi schimbăm culturi, orașe, civilizații, astfel încât să avem această forță instinctivă, nu trebuie să fim foarte citiți neapărat, de a face comparații, de a vedea și partea bună chiar în țărișoara noastră, chiar dacă nu ne place de ea și ne lamentăm. Noi, și asta e o formă a libertății. De pildă, iarăși, o cultură a libertății presupune să ai instrumentele unei bune informări. Credeți că dacă aveți acces la internet, sunteți liberi? Păi dacă n-aveți niște jaloane cu care să vă puteți filtra informația. Aveți internetul, e ca și ăla care, cum spunea ceva în avion, are un amic, care face o bere cu număr, cu un nume senzațional. Cu un nume senzațional, un nume filosofic de bere, Gaura Neagră. A avea abonament la internet este ca și mai avea abonament la Gaura Neagră. Din când în când deschizi dulapul și vezi o Gaură Neagră și spui, halo, cucu. Ți se răspunde diverse limbi în chineză, în arabă, în diverse forme. Apropo mea de franceză, o altă comunistă care spătea joc de noi și spunea, știți cum se spune cucu în franceză? Avec, avec. Aș spătea joc de noi, nenorocită, Dumnezeu să ieri zonele sănătate, dacă mă crește. Da. La ce trebuie cu o limbi străină? Cum n-am să le folosiți? Eu care pe Champs-Élysées? Nu, proastă. Dumnezeu să ieri. Dacă trăiește. Deci, revin. Dacă nu trăiești, poate mai mult. Nu, serios, adică, apropo de dascăl care te setează prost. Deci ai nevoie de cultura, pentru libertate, ai nevoie de cultura ei aferentă. Dacă permiteți o comparație simplă și revin pe aceeași la contextul nostru mai serios politic, social, de fapt, politic, social. Nu poți să fii mare bucătar fără bucătărie. Să ai un răzător de cașcaval, un cuptor, un casfăr în care să bați un sos, să-ți o chiuvetă să speli o rucola și un spanache bun, nu contează, trebuie să fii foarte să ai infose. Adică, ca nu poți să fii bucătar dacă nu ai bucătărie. Sunteți de acord? Dacă nu ai bucătărie, ești un consumator de McDonald's, scuze, nu fac nicio reclamă, din potrivă, vă rog să nu. Așa. Sau, mă rog, mănânci prostii. Așa și cultura, ai nevoie de un laborator. Un lucru că aici, și cu asta mă apropii de zona noastră și de vârsta socială și istorică în care ne aflăm. În mod paradoxal, Dumnezeu ne-a îngăduit și ne îngăduie, chiar dacă noi nu constatăm acest lucru de la sine, de a avea în comunism cel mai sugestiv, convingător și dramatic exemplu de libertate. Pentru că dacă într-un regim în care ai fost limitat fizic, intelectual, geografic, ai reușit totuși să faci experiența libertății precum Steinhardt, în deja citatul Jurnal al Fericirii, în care ai intrat condamnat politic, dar ai evadat de ghilimele sufletește, spiritual, convertindu-te. În care ai rezistat în munți știind foarte bine că alternativa ta, dacă nu vin americani, e moartea singură.
într-o Românie care a dat-o pe Elisabeta Rizea, pe Cuvânt Anucșoară, pe cei din Banat sau din Dobrogea. Într-o Românie în care oameni de vârsta chiar mai mică a unor dintre noi, precum Bucureta Iresul de la Botoșani, pe care noi l-am descumat acum câteva zile, din cipitirul din Botoșani, care a fost radiat, zicem noi, sper să avem cât de repede la Măgurile dovada, de securitate, pentru că punea, scria lozin și noaptea pe ziduri, spunând că vrea mâncare și pădură în casă. Deci dacă tu astfel de epocă ai avut mărturii nenumărate, unele ciocănind cu sfială la ușa Sfințeniei. Și nu vă spun asta așa ca să vă emoționez. Sunt lucruri obiective. Trebuie Sfințenie în cel mai obiectiv lucru. Că nu se obține nici prin promisiuni, nici prin vot. Cel mai obiectiv lucru, vreau să mă credeți, cel mai obiectiv lucru care se poate petrece în regnul uman este o proclamație de Sfințenie. Pentru că ea întrece orice fel de categorii de interese, de aranjamente. Or fi, s-o fi strecurând patru la un moment dat, sfinți care poate nu or fi, dar Dumnezeu știe. Dar majoritatea sunt pe bune. De aceea, cea mai exactă oră pe care vreți să o aveți în timpul noastră terestru, vă dă nu Radio România, nu știu ce televiziune, ci calendarul de bucătărie cu sfinții. Ei abat clar minutele istoriei umanității. Cu exemple concrete față de care, dacă n-ai respect, măcar să ai o sfială. Ori noi avem un capitol copleșitor de oameni care au bătut ritmul libertății în plină teroare. La Pitești, la Iud, la Gherla, la Sighet, la Periprava și peste tot, unde în România aceasta, răul întrupat și-a făcut de cap. Inclusiv într-o formă, am putea spune, nearticulată ca atare. Noi ca institut pregătim acum, peste câteva zile, chiar de ziua copilului, o plângere penală. Fără să dau detalii, pentru că sunt lucruri legate de partea judiciară, vă pot spune cu toată greutatea și încărcarea sufletească a unui om care are și un copil. Statul român și-a permis să-și omoare copiii cu brutalitate, mai cu seamă pe cei care n-aveau apărare, că erau considerați cu handicap sever, irreversibil. Sunt peste 10.000. Noi la institut avem dovada pentru cel puțin 2.000, peste tot în România, unde femeile de serviciu, directoarele, medici, vreau pâinea, nu se mănânce ei, sună la porci. Români autentici. Care păstrau Ignatul cu Sfințenie. Deci libertatea este prețioasă pentru că este un turnesol fundamental al așa modului în care noi știm să ne raportăm nu doar la noi înșine, ci mai cu seamă la ceilalți. E adevărat. Libertatea genuină este cea în care vrei să te cunoști pe tine mai bine. Sunt liber să mă cunosc. Dar tot libertatea se cheamă cea în care se vede în ce chip și în ce mod mă raportez la celălalt. Sunt liber doar în raport cu cineva, cu mine însumi, dar cu în raport cu cel de lângă mine. Ori dacă noi am reușit, de ghilimele, performanța de a avea pogromuri, de a avea măceruri ale inocenților, pentru că gardienii români nu erau, nu erau nici evrei, nici unguri, care au făcut ceea ce s-a întâmplat la Pitești și la alte părți. Deci nu vreau să vă insuflu un dispreț de sine. Dar haideți să ne punem întrebarea, cum a putut acest popor profund creștin să scoată la suprafață atâta ură, atâta dușmănie, atâta animalitate? Teologic are un răspuns care nu e facil, dar e un răspuns care cred eu că e valabil. Ne-a încercat vrăjmașul fundamental. Deci noi am trecut de două ori într-o experiență dramatică a comunismului. Am forjat civismul atunci când el nu era dorit, era chiar urmărit, și ne-a luptat cu diavolul atunci când existența lui era negată. Noi avem toate garanții, avem toate cărțile în mână. Avem toate argumentele să fim o societate mai bună civic și mai profundă spiritual. Ce ne împiedică să fim? Greu de spus. În primul rând, poate că nu ne știu cu adevărat istoria,
nu niște perioade istorie. Aici, într-adevăr, ne cunosc și în spus nostru de fapt mai mult decât am avut până acum. Așa cum, cred că e foarte important să ne dăm seama că nu am fost toți colaboratorii într-o formă sau alta, ci că am avut în mijlocul nostru sfinți, cunoscuți și necunoscuți, pe care este momentul să-i aducem în față, nu pentru a le scuza noi înșine, pentru a găsi alibiuri. Eu cred în continuare că sursa profundă, dincolo de toate teoriile contractualiste sau de altfel, sursa profundă a civismului, a implicării în cetate, este sfințenie. Sună paradoxal. Dar cred că un om care nu are un interes propriu este cel mai bun să mă conducă. Cel mai bun care să-mi gestioneze banii pentru că nu vrea să-și ia și el. Dezinteresul, negarea de sine, tot ce sunt trăsături ale omului bine plăcut lui Dumnezeu, cred că sunt în adevărat. Dar Sfinții au ceata lor, nu partid. Deci... Bun, dăm voie, bun, e adevărat că cerul lui Dumnezeu nu este brăzdat de partide. Pe de altă parte, și nici nu sper că partidele noastre vor fi cândva niște cete de îngeri. Aș cere prea mult. Chiar dacă unii insistă pe o prezență mai mare feminină, să nu o garanție, clar, din potrivă. Nu există un dușman mai mare al unei femei politice decât celelalte femei care nu sunt politice. Sau știu toate cele care s-au implicat vreodată. Nu, dar totuși cred în forța de modelare și de motivație a unui ideal care transcende mizilicul cotidian. Poate cel prea mult, dar eu cred că când cerând mai mult, poate primești totuși ceva cât de cât utilizabil. Eu am primit sugestia de a aborda și aspectul relației dintre lumea reală și lumea virtuală, unde nu ne vadăm de tot mai multe ore pe zi, să ne lăsăm subjugați de ecrane, pătrundem într-o lume unde aparent suntem liberi și unde de fapt ne pierdem libertatea în mare măsură, pentru că odată că e o formă de dependență, apoi pentru că luăm drept realitate pură ceea ce este virtualitate pură și, sau poate chiar virtualitate impură, și ștergem granița asta dintre imaginar și real, identificându-ne cu propriile iluzii. Iluzia că suntem mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, mai tineri, mai sănătoși, mai fericiți, mai iubiți de alții, mai plini de succes în ce facem. Ori aici cred că găsiți cel mai bun răspuns dacă veți citi cartea mea Facebook, Fabrica de Narcisism, care e adusă și aici, unde e o reflecție mai așezată despre tot ce înseamnă social media și lumea virtuală, prin care realitatea este sporită. Augmented reality, tot ce ține de această dublare a realității, așa cum o știau toți înaintea și noștri, prin dimensiunea asta a realității virtuale, numai puțin interesantă, foarte importantă pentru comunicarea dintre oameni, pentru transmiterea cunoașterii, pentru un acces mai simplu la informație, dar plină totodată de riscuri. Acum, cred că într-un mod așa românesc destul de improvizat, sper că n-am spus lucruri complet inexacte, și aș propune Radu Preda să luăm întrebări din public, pentru a mai dialoga, nu? Cât de cât, a vedea și ce întrebări au născut observațiile noastre. Mulțumim mult! Vă mulțumim pentru expunere și acum întrebări din partea publicului. Credeți că românii sunt liberi în democrație? Dacă da, în ce fel? Ce înseamnă această libertate? Dacă nu, cum pot deveni liberi? Mai să fim serioși. Nu există alternativă umană la democrație.
Cine înceapă, eu mă sunt obișnuit deja, când scriu despre crimele comunismului, apar comentatori. Dar despre crimele capitalismului, când o să scrieți? Pardon, amice, ești... Nu există, și măsurile, comparațiile sunt permise până într-un punct. Pot eu fi comparat cu orice fel de animal, bursuc, viezure, dar cu o girafă, nu. Că nu prezint datele oscilometrice, adică... Ideile mele pot să aibă lungimea gâtului unei girafe, sper să fie chiar și mai lungi. Dar nu semăn. Morfologii nu semăn. Adică nu orice comparație este legitimă. De aceea, a pune problema că suntem liberi în democrație. Nu! Întrebarea este dacă democrația este liberală suficient. De acolo pornește discuția. Ori, aici avem într-adevăr multe de discutat. Care este rolul statului, cât de sufocant este el pe piața privată, pe piața serviciilor publice. E altă discuție. Dar alternativă la democrație nu avem, fraților. Care ar fi alternativă la democrație? Știe careva din dumneavoastră? Totalitarism. Ei, mersi, dar asta nu e alternativă. Asta e moartea oricărei libertăți. De anumite, și aici repet un lucru pe care tot îl spun, măcar să se prindă cumva. Comunismul nu este alternativă politică. Comunismul nu este o ofertă politică. Al compara cu oricare altă ofertă, liberalism, social-democrație, etc., este inexact și ilegitim. Comunismul este altceva, este o religie răsturnată, este eschatologie atee, nu este proiect politic, este altceva. Pentru că comunismul presupune ca toți ceilalți actori publici să dispară, prin împușcare sau prin exil. Asta e comunismul. Al compara cu oricare altă ofertă politică înseamnă legitimat. Ceea ce sper, slavă Domnului, că nu-i cazul nostru. De aceea, repet, la democrația asta cum este ea, nu avem alternative. A, că în interiorul ei, și aici Tudor Baconski, ca un om exersat în exercițiul politic și al puterii politice, ne poate spune mult mai multe lucruri, că în interiorul acestei democrații putem regla mai bine mecanismul, că putem rafina mai bine scala valorilor și a celor care ne conduc, că putem regândi niște mecanisme electorale, că putem pune mai precis, știu eu, în discuție, cum se completează puterile în stat, cum se separă sau cum colaborează. Astea sunt discuții care sunt cât se poate de legitime. A critica democrația în interiorul democrației nu înseamnă a da apă la moară tentațiilor totalitare. Sper că aici nu suntem departe de... Suntem la unison. Nu. Ce întrebări mai avem? Justificați-ne afirmația că poporul român e fundamental creștin și nu superficial creștin, cum pare evident. Dacă e evident că e superficial, ce mai pot spune? Nu. Poporul român, fără îndoială că e în istoria lui de foarte devreme identificat cu experiența creștinismului instituționalizat, dar are o substrat păgân. Toți savanții au studiat spiritualitatea populară și creația populară pentru a constata acest lucru, că dedesubt a rămas un strat de gândire magică, precreștină și așa mai departe, care se vede cu ușurință în calendare, în sărbători, în rituri, în diversele motive ale culturii populare. Dar așa cum e creștinismul acesta, ușor sincretic, trebuie să devină urban. Eu de 25 de ani mă străduiesc să pledez pentru urcușul creștinismului nostru spre cetate, spre urbanitate. Altfel, cât suntem de superficial, suntem cu ritualismul care ni se reproșează uneori, mai atașați vizibil de biserica luptătoare, de biserica care străbate istoria, decât națiunile din Occidentul Europei, care sunt mult mai secularizate. Părerea mea este că trebuie să atingem convergența cu media europeană în materie economică, fără să considerăm că asta vine la pachet cu un soi de apostazie colectivă sau de secularizare artificial accelerată. Eu zic că, așa cum în afara orizontului creștin, popoare ca Japonia, ca
ca japonezii, pardon, au reușit să preia de la 1850 până la zile, până în zilele noastre. Mai totul din Occident, devenind ei înșiși o putere industrială și rămânând în același timp foarte clar atașați de marile lor tradiții, nu? Că e shintoismul sau că e budismul zen sau alte forme de gândire și simțire tradițională, putem încerca și noi să facem același lucru. Dar aici răspunsul este noua generație care vine. Ea are libertatea de a regla această legătură dintre viața modernă cu toate ale ei, viața postmodernă, chiar postindustrială, cu ce îți cere și ce îți se transmite tradiția proprie. Ce program cultural și spiritual recomandați tânărului de azi pentru a nu se regimenta ideologic, social? Ne puteți da două exemple de manifestare a libertății, de exemplu, în Al Preasfințitului Bartolomeu Ananiea, în perioada post-revoluționară? N-am prea înțeles nici ce să fiu. Spune ceva referit la Ananiea ca un ah. Ok, așa da. Păi, bun, era... Da, sigur, aici se pot spune mai multe decât două lucruri. Bun, două. Bun, era în primul rând liber în raport cu calomniatorii care unii ziceau că a fost de extremă stângă, alții că a fost de extremă dreapta. Ba că a fost legionar, ba că a fost securist. El a spus, spunea foarte senin, și numai ăsta e prețul libertății. Unii te fac de un fel, alții de complet altul. Adică, aici nu mai încape discuții. Toți te vor cumva înregimentat, inclusiv în rău, te vor înregimentat. Că e mai comod așa. Cum să prinzi o personalitate dacă nu cumva la marginea unui sertar? Acolo l-ai agățat, l-ai pus etichetă, i-ai pus tot ce descrișa descriptivă, ca un obiect de muzeu. Pe de altă parte, era un om liber, clar, iată, în raport chiar cu propria biserică, de multe ori. Nu uitați că predicile la Nicula, an de an, aveau și un mesaj etic profund legat de polurea spirituală, de raportarea credinței ortodoxe la Europa, legat de corupție, care spunea el foarte clar că înainte de a fi un fenomen material, un fenomen spiritual, și mergea până într-acolo încât să vorbească despre corupția spirituală în biserică. Adică mergea departe. Așa. Deci... Tot ce e spiritual e în biserică. Clar. No, așa e. Da, ține fond de fondul păcân. Da. Sigur. Deci, ce să zic, Nadu Bartolomeu incomoda pentru că era liber și stânea admirație pentru că trăia libertate. Sună pleonastic, dar nu-i deloc. Și, într-adevăr, Duhul lui poate să fie sursă de inspirație pentru orice om, mai cu seamă, tânăr. Adică să nu ne blocăm în fața formulelor, a instituțiilor. Și el a arătat foarte clar că inclusiv o funcție importantă eclesiastică poate fi, de fapt este prin natura ei, dar mulți au uitat, poate fi sursă de libertate și discurs în consecință. Dar asta, de fapt, mulți regretă în zilele de astăzi, la nivel mai mare, faptul că bisericii noastre nu-i mai este propriu această voce profetică de a pune uneori chiar și degetul pe o rană care sângerează și care e a noastră tuturor, nu că ne delimităm de ea. Această dimensiune nu de critică pur și simplu, ci de anamneză în sensul medical. Nu? Păi orice medic știe. De când te-a durut prima dată? Aici, dincolo. Adică e foarte important să ai o memorie a suferinței, pentru că prin ea vine și terapia. Și de aceea, de fapt, oamenii liberi sunt de multe ori cei care sunt capabili să spună unde doare. Nu sunt nici distanți, nici cinici, nici indiferenți, dimpotrivă. Sunt pe dos. Sunt oameni implicați, oameni cărora le pasă, pe care îi doare ceea ce te doare și pe tine. Un om liber este un om empatic. Eu n-am văzut un om liber dezinteresat. Nu există libertate dezinteresată. Libertatea este profundă în empatie. Adică de aceea libertatea și iubirea sunt fețele aceleași virtuți.
Ori Părintele Anania, pe care l-am iubit amândoi cu nețărmurită dragoste și a cărui lipsă o simțim și astăzi ca pe o durere, era un astfel de om. Pentru noi a fost un mare privilegiu. Aș completa, mă rog, mic răspuns la întrebarea asta, puțin confuză, spunând că, de obicei, omul e tentat să ia judecata ca pe ceva negativ. Adică, dom'le, dacă mă supăr și plec de aici și vă las, vă trântesc ușa, îmi dau demisia și așa mai departe, nu? Asta e o libertate inspirată de diavol, după mine. Că e și el un inspirator al unei false libertăți. Dar libertatea de a fi smerit, de exemplu, de a sta locului, liniștit în camera ta, de a accepta o situație neplăcută până trece, de a da întâietate uneia pe care nu-l consider neapărat mai bun decât tine. Astea sunt câteva exemple de libertate care afirmă prin smerenie ceva, nu neagă, nu sustrage, nu distruge, nu face zgomot. Și cred că trebuie să vedem, să căutăm mai degrabă acest tip de libertate care afirmă pe celălalt. Relația mea cu celălalt, apropo de empatia pe care o recomanzi, cuvânt foarte la modă, marketing și corporații, da, cultura de întreprindere, da, e un bun test al propriei libertăți, dacă reușesc să fiu puțin smerit în exercitarea ei. Pentru că asta nu mai e o libertate care neagă, e o libertate care dă întâietate, dă binețe, îl recunoaște pe celălalt, îl include, deci te ajută și pe tine și pe el. Libertatea, apropo de ce spunea Radu Preda la început, pornește de la o întâlnire, dar nu trebuie să fie o întâlnire ratată, nu? De ce credeți că se evite în mass media subiectul sfinților închisorilor sau al eroilor neamului în general? Aceasta la oaltă cu o altă întrebare care solicită câteva cuvinte despre Valeriu Gafencu. Da, aici o să fiu foarte tranșant, pentru că e un an care trebuie să ne inspire să fim tranșanți, pentru că prea mult am ocolit, tot ne-am dat după vorbe sau mai degrabă după neovorbe. Și cazul Valeriu Gafencu și altele, cunoscute și necunoscute, ne pun pe masă o temă pe care nu mai putem amâna și nici trata cu superficialitate. Raportul Ortodoxiei cu mișcarea legionară. De-aia Biserica, în înțelepciunea ei, a amânat momentul. Pentru că trebuie să ajungem la o maturitate intelectuală, istoriografică și spirituală, de a ne lămuri că pentru a fi român bun, ați iubit patria și ați o slujit cu adevărat până la capăt, nu trebuie să ucizi, să urăști pe evrei sau să faci alte acte nebunești. Știu că există simpatizanți care sunt de acord cu mine, dar care văd în mișcarea legionară virtuțile ei. E adevărat. Așa văzând lucrurile și Partidul Comunist are niște virtuți. Egalitate, solidaritate. Dar care s-a tradus în crime pe măsură. De aceea e momentul. Eu nu vreau să provoc, nu vreau să jignesc, să rănesc, să neg eroismul unora sau altora, real, dar este limpede că nu putem prelungi detenția politică printr-o detenție a fricilor. Noi ținem pe oameni ca Valeriu Gafencu și pe alții cunoscuți și necunoscuți, nu în detenția comunistă, ci în detenția propriilor noastre frici. De a nu fi acuzați că suntem antisemiți, de a nu fi acuzați că suntem antiglobalizare, antidemocrație și așa mai departe. De aceea, cred că este momentul unui act de maturitate, repet, istoriografică, intelectuală și spirituală, toate împreună obligatoriu, de a lămuri că am avut capitole în istoria recentă a României în care mai binele a fost dușmanul real al binelui. Ca un moment de confuzie, în care clasa politică o luase razna, în care corupția ajunsese până sub acoperișul palatului legal, în care democrația devenise o cârmă de care se ștergeau toți, în care se fura pe capete, vezi afacerea Skoda, nu? Deci, din punctul de vedere, avem o istorie recentă care are nevoie de o abordare lucidă. Și orice formă de lirism
inclusiv sau mai cu seamă cel motivat, așa zis, religios, trebuie să fie temperată. Pentru că prin Valiuga Fengu și alte biografii, noi nu vrem să le citim un capitol de care, în mod real, trebuie să ne fie rușine. În care, pentru a fi român, trebuia să omor pe care nu era român. Eu nu vreau să fiu român în detrimentul unui care nu este român. O spune Patriarhul Pavle, de fericită memorie al Serbiei, dacă pentru faptul a fi eu sârb, trebuie să moară kosovar, mai bine să renunț să fiu sârb. Bă, cuvintele unui sfânt. Deci, vă rog de tot, entuziasmul tinerese, evlavia pentru figuri realmente care bat cu sfială, nu noi, ei bat cu sfială la poarta Sfințeniei. Nu sunt argumente pentru a edulcora un capitol dramatic de istorie recentă de care trebuie să ne eliberăm prin cunoaștere și asumare. Iar teologii noștri nu vor avea noapte liniștită și zi însorită cu adevărat decât în momentul în care vor renunța la discursul acesta patriotard care alimentează tot felul de extreme. Trebuie să fim înapoi la Evanghelie și să conștientizăm că Biserica lui Hristos din România este Biserica Ortodoxă din România. Nu e română, cum nu e nici bulgărească, cum nu e nici grecească. Dacă reușim să românizăm și Ortodoxia, că este sigur nostru vector universal, am pus-o. Am spus-o și am spus și aici. Ce are mai valoros? Ortodoxia românească se naște dintr-o deschidere uluitoare pe care nu au toate ortodoxiile față de alogenii. De la întemeitorul monahismului, Nicodim la Tismana, sârb, la cel care a adus tiparul în țara românească, Bosnia cu Macaria, până la cel care a readus nevaștea filocalică, părinții Felicicovski, ca să nu mai vorbim de Georgianul, Antimi Vireanu, sau de pictorii greci, care au fost pe șantier de la Voroneț și de la alte mănăstiri, ceea ce Ortodoxia Românească a reușit, minunat și pilduitor și care trebuie să ne inspire, este o deschidere care include. Este o lecție fundamentală, pentru că altminte nu putem înțelege formula aceasta de punte între Orient și Occident. În care ai, în vârful cel mai estic al țării noastre, la Putna, ai un gotic splendid, însumat de cel mai credincios apărător Ortodoxiei pravoslavice din epoca sa, Ștefan cel Mare. Cum putem înțelege minunățiile pe care le avem? Uitați-vă doar pe strada principală din Iași. Uitați-vă la neoclasicismul catedralei mitropolitane. Sigur, nu vă poate impresiona neapărat, nu impresionează și pe mine. Dar este un exemplu de dacă vreți, de sincronizare. La câțiva pași avem catedrala veche Sfântul Gheorghe. Splendidă îmbinare, parțial nereușită, e adevărat, între gotic și barocul începător. Avem după aceea Sfinții Trei Erarhi un monument de ortodoxie caucaziană. Vasile Lupu care se visa un nou bazileu, dar nu prin putere, ci prin cultură. Avem acolo, practic, o chintesență a ceea ce nici măcar cultura gruzină sau cea armeană nu au putut da. Sau mai încolo câțiva pași în Sfântul Nicolae. Ca totul să fie încoronat, un palat, iarăși, foarte eclectică este Palatul Culturii. Toate aceste lucruri ne arată că suntem o țară și o cultură și, cazul nostru, o biserică deschisă. De aceea toate formele de a o înțepeni, de a pune cuie și piroane doar într-o anumită formă, doar pe anumită coordonată, este împotriva identității noastre. De aceea revin și scuzați patosul acestei istorii, mă lovesc cu el de ea de atâtea ori. Trebuie să ne asumăm istoria recentă și cu minusurile ei, tocmai pentru ca să fim o țară mai puternică și o biserică mai liberă. Mai bine trecem la autografe, dacă vrea cineva la cărți, să mai continue dialogul cu noi, că s-a făcut de aproape 9 și nu putem să ținem lumea aici până seara târziu. Dar, în orice caz, nu nouă ne revine, deși am primit cât un formular la intrare, misiunea de a evalua ce am spus. Eu sper că v-am fost cât de cât utili și că am reușit să răsfoim ceva din cartea asta amplă a libertății și din ambiția de a înțelege cum funcționează și ce chipuri capătă. Și
tuturor celor de față, gânduri bune și spor toate. Mulțumim! Și... E loc cu noi cumva, că altfel Radu Predam este e greu de oprit și... Nu, dar foarte bine ai pus accentele astea, nu pot decât să subscriu la pledoaria ta, însă sperăm ca Liga Studenților și când se înnoiește cu noi promoții să ne mai invite pe aici și să fim și capabili să răspundem. Cu siguranță vă mulțumim! Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment. Vă mulțumim vouă pentru prezența dumneavoastră în această seară. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook cu noutăți despre viitoarele evenimente. Vă poftim aici pe scenă alături de invitații noștri pentru probabil întrebările rămase fără răspuns, dar cu siguranță o parțial v-ați găsit răspunsurile în expunerea domnilor sale. Am fi recunoscător dacă formularele de feedback nu ar fi duse acasă necompletate, ci ar fi ni le-ați da. E foarte important pentru noi să creștem calitatea evenimentelor noastre. Vă dorim o seară frumoasă și vă mulțumim încă o dată!